Gloria merge mâine la Fumați pentru meciul din play-off-ul Cupei României cu nou promovata în Liga a doua, CSEA Fumați. Andrei Preperița a declarat că respectă competiția, dar că va folosi și jucători care au evoluat mai puțin în primele 7 etape pentru a-i mai proteja pe unii dintre titulari. Este meciul serios, dar în același timp avem un lot de 23 de jucători, jucătorii valoroși, care vor primi și ei minute, pentru că meciul de luni probabil l-a lăsat semne la unii dintre ei, s-a făcut un efort mare, chiar dacă am pierdut meciul, băieții au alergat foarte mult și atunci trebuie să avem grijă să gestionăm bine meciul de la jumatea săptămânii, pentru că și luni așteaptă de asemenea un meci greu. Tânărul antrenor dorește reeditarea parcursului de anul trecut, atunci când Buzăul s-a calificat în grupele competiției. Adversara de mâine este o echipă formată din mulți tineri, unii împrumutați de la alte cluburi. Printre ei se numără și buzoianul Vali Dumitrache, fotbalist care a evoluat sezonul trecut la Gloria și s-a transferat în vară la Dinamo. Și anul trecut am fost în grupele acestei competiții și ne dorim și anul ăsta să accedem în grupe. Jucăm împotriva unui adversar de ligă secundă, dar un adversar care a început bine liga secundă cu rezultate bune, chiar dacă e o echipă nou promovată. I-am analizat, sunt copii care își doresc să demonstreze, iar noi trebuie să fim foarte atenți, pentru că știți foarte bine, cupa e o competiție a surprizelor și noi dorim să ne luăm moral din acest meci în vederea următorului meci și tocmai de asta nu ne dorim pași greșiți. Meciul este programat mâine de la 17:30, oră aleasă în eventualitatea prelungirilor și a loviturilor de departajare.